Așa arată avionul prezentat la Brașov drept exemplu pentru consiliile județene din țară care administrează aeroporturi și care ar vrea să devină acționari în noua companie, Liniile Aeriene Române, ce se va lansa anul viitor. Operatorul de stat va asigura curse între aeroporturile naționale. Se lucrează la un studiu, la o documentație de a constata că este oportună această investiție, această realizare a acestei asocieri. Respectiv, trebuie să vedem care este costul pentru fiecare consiliu județean. Aportul la această societate să fie un avion, costul unui avion per consiliu județean. Mai exact, peste 7,5 milioane de euro, adică prețul mediu pentru o aeronavă precum cea prezentată la Brașov. Avioanele vor fi cumpărate de noua companie, dar consiliile județene ar urma să garanteze cu fonduri proprii investițiile. Pentru început, 5 aparate de zbor. Consiliile județene, care nu trebuie să subscrie banii în integralitate la început, trebuie doar să-și asume la început, să zicem, prețul unui avion, asta dacă ar veni toți. Repet, societatea va beneficia de niște linii de finanțare, având în spate acești acționari care pot garanta. În total, 15 consilii județene care au în administrare aeroporturi s-ar putea implica în acest proiect și ar putea avea curse aeriene între municipiile de reședință. Vă dau un exemplu a companiilor germane care au la Brașov headquarter, dau și birouri la Iași. Aceste companii au un schimb frecvent de angajați între Brașov și Iași și știți că cu mașina faci 4 ore jumate, 5 ore, cu avionul ai fi într-o oră la Iași. Conceptul este încă în faza de proiect, iar pentru ca administrațiile publice să devină acționari în noua companie, va fi nevoie de dezbateri publice și hotărâri ale consiliilor județene.